Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 35. Luca, capitolul 18, 35. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au răspuns, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ceea ce ce mergeau înainte, îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a apropiat și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat l-a întrebat, Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și-a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ne rugăm ca în această seară să binecuvântez cuvântul Tău în inimile noastre, Doamne, pentru că avem nevoie de el mai mult decât pâinea cea de fiecare zi. Tu ai spus că noi putem trăi din cuvântul Tău, Dă-ne-l ca hrană spirituală în această seară, pentru că te rugăm în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Să ocupăm locurile. Toate lucrurile în lumea noastră se țin prin credință. Știți asta? Dacă noi n-am avea credință, societatea în care noi trăim s-ar nărui. Dacă n-am avea credință în oamenii care ne conduc, Guvernul ar colapsa. Și se pare că lucrează unii din greu să ne pierdem credința în ei. Ne mint, ne înșeală, produc o serie de lucruri uh, care deranjează societatea în care noi trăim și să erodează în fiecare zi credința oamenilor în propriul guvern. Astăzi am citit că o serie de americani își cumpără pașapoarte europene, se mută în Malta. Se pare că Malta este cu porțile deschise acum și o serie de oameni de afaceri, oameni bogați în America, își cumpără business-uri foarte costisitoare în Europa și se mută în Europa. Nu mai au încredere în guvernul american. Cum nu știu dacă poți să-ți pui încrederea în guvernul european pentru că s-ar putea să ajungi din lac în puț, cum zice vorba românului. Știți că dacă n-am avea încredere în bănci unde ne ținem banii, mâine dimineață ar fi niște cozi uriașe și băncile acelea s-ar închide, ar colapsa tot sistemul economic american. El există pentru că noi avem încredere în ei, nu? De-aia le dăm banii și avem încredere că sunt în mâini bune. Până în ziua când o să avem nevoie de ei, nu? Toate instituțiile acestei lumi există prin credința oamenilor în ele. Știți că noi trăim prin credință în fiecare zi, ne trezim dimineața crezând că o să răsară soarele, nu? Și o să avem încă o zi în viața noastră. Noi nu putem trăi fără credință. Credința este parte esențială a vieții noastre. Dar nu despre asta vreau să vorbesc în această seară, ci de credința aceea care te duce la mântuire. Credința care te mântuiește. Credința aceea despre care Domnul spune, credința ta te-a mântuit. Spuneam că credința noastră ține toate lucrurile la oaltă. Ele se țin prin credință. Familia mea și a ta există prin credință. Ne-am format-o prin credință. Trăim în fiecare zi crezind că o să supraviețuim la toate necazurile, la toate problemele prin care trecem. Este minunată credința. Ea face parte din structura noastră, a ființei umane. Dar, în ciuda faptului că noi toți trăim prin credință, există așa mulți necredincioși printre noi când este vorba să creadă în Dumnezeu și în mântuirea lor. Fratele Alin a citit în această seară din definiția aceasta așa de frumoasă a credinței din Evrei 11 și aș vrea să o recitesc și în limba noastră românească pentru că acest cuvânt spune extraordinar de profund și credința este o încredere neclintită. Încredere neclintită, ceva care nu se clatină, care este de oțel, de beton dacă vrei. În lucrurile nădejduite, în lucrurile în care sperăm, în care deșduim. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Lucrurile care nu se văd. Aproape că citind aceste, acest verset, ai impresia că credința este un fel de salt în, în întuneric. Nu știu dacă a sărit vreodată din tren pentru întuneric. Eu am sărit. Veneam spre casă cu un motor din ăla, două vagoane, arat Brad. Și trebuia să opresc și să mă dau jos la Joia Mare, o stație mică. Ei, s-a întâmplat că motorul ăsta era plin de oameni din satul meu. La plin. Când a ajuns să mă dau jos din uh, uh, tren, în stația aceea mică, moșul Gorunu, un vecin de-al nostru, venea de la piață cu vreo 5 sau 6 coșeri din alea mari. El a sărit din tren, dar coșerile rămas în ușă, blocate în ușă. Ceilalți care voia să se dea jos din tren m-au împins și m-am trezit sărind peste coșerele lui Moșu Gorunu în întuneric. Am mulțumit lui Dumnezeu că nu m-am întâlnit cu vreun stâlp de telegraf care era pe marginea drumului, dar am întâlnit un șans foarte mare în care m-am rostogolit de câteva ori, n-am dat de nicio piatră, am dat de ceva apă și noroi, dar n-am pățit mare lucru. De atunci mă pot lăuda că am sărit dintre noaptea. Ori de câte ori citesc versetul ăsta, mi-aduc aminte de acest salt în întuneric. Credința nu este un salt în întuneric. Dacă este vreun exemplu în Sfânta Scriptură de un om care a crezut fără să vadă, așa, și a fost încredințat despre lucrurile care nu se văd, este orbul despre care am citit în această seară. Ăsta n-a văzut nici o vindecare în viața lui. N-a văzut niciun alt orb vindecat. N-a văzut un șchiop umblând după ce a fost vindecat. N-a văzut un lepros stămăduit de Domnul. N-a văzut nicio înviere din morți, pentru că era orb. N-a avut cum să vadă minunile astea. Dar a auzit despre ele. I s-au povestit. Știa cine este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în omul acesta se naște credința aceea pe care vă recomand fiecăruia în această seară, credința aceea care duce la mântuire, credința care te mântuiește. Ce fel de credință este aceasta? În primul rând este o credință care își dă seama de adevărata sa condiție. Omul acesta, spune Sfânta Scriptură, era orb și dea lângă drum și cerșea. Orb și cerșetor, om al nimănui și al tuturora, un om care trăiește din mila altora, un om care n-a văzut lumea în care el trăiește, un om într-o condiție care, pe care cei mai mulți dintre noi nici măcar nu ne putem imagina. Vă spun, când doctorul mi-a spus ce boală am de ochi și că pot să orbesc, a fost unul dintre șocurile vieții mele. Nu m-am arătat la nimeni, am povestit, încercam să nu o sperii pe soția mea, dar în adâncul sufletului meu am început să mă gândesc cum o să mă descurc dacă eu intru în lumea asta a orbilor. Până acolo m-a adus mintea și gândul ce o să fac acum, că nu o mai pot scrie. Nu? Mi-am adus aminte, computerele de astăzi, uh, word processor-urile, uh, lucrează prin dictare, poți să le dictezi. Poți să dictezi și nu trebuie să mai scrii. Și mă gândeam la varianta asta și am început să o studiez. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru etapa asta din viața mea că am descoperit ceva care n-aș fi știut niciodată. Uh, domnul m-a ajutat că cu lucrurile care le-am descoperit am putut să scriu într-o lună de zile două cărți. Acum n-aș vrea să vă sperie că urmează să vin să vă ofer câte, o carte tot la două săptămâni, dar uh, uh, chestiunea este că atunci când intri într-o perioadă din asta de criză, te gândești la alternative, te gândești la soluții. Nu m-aș fi gândit niciodată la așa ceva. În închipul ce s-a întâmplat în viața acestui om. La câte lucruri nu s-au fi, fi gândit. Eu am văzut uh, în România, am cunoscut un orb care știa să facă coșuri de nuiele și le făcea de o frumusețe extraordinară. Eu nu le-a văzut niciodată. Dar toată lumea era uimită cât de frumoase erau și cât de perfect le lucra omul acela. Criza, orbirea lui l-a dus la o soluție de supraviețuire. Făcea coșuri de nuiele. Am mai auzit și de oameni ori care sculptează, sculptau un lemn. mi cu omul acesta s-a gândit toată viața cum să scape de handicapul acesta care este probabil cel mai mare handicap dintre toate care există. Și omul acesta și-a dat seama de adevărata sa condiție în care se găsește. Știți care este nenorocirea acestei lumi? De ce oamenii nu vin la Hristos și nu se întorc la Dumnezeu și nu-și schimbă viața? Pentru că nu își dau seama de condiția în care se găsesc nu își dau seama de condiția în care se găsesc. Pentru că păcătoșii acestei lumi, dacă și-ar da seama de situația în care sunt, ar găsi o soluție, ar căuta o soluție. Și ar veni la Dumnezeu, ar veni la Hristos, care poate să te scape din asemenea situație. Bartimeu este orb și cercetor. Și credința lui, îl ajută acum să-și dea seama de adevărata sa condiție și să caute o soluție. Și să o caute acolo unde este soluția, la Hristos. În al doilea rând, credința care te mântuiește este credința care cercetează, care întreabă, care se documentează. Foarte mulți oameni Așa cum spuneau, cred că noi care credem, nu crede și nu cerceta. Să știți că nu este în Biblie treaba asta. Asta au inventat-o comuniștii, au inventat-o dușmanii lui Dumnezeu. Din potrivă, Scriptura spune să cercetăm, să cercetăm toate lucrurile, să cercetăm scripturile care ne vorbesc despre viața veșnică. Ne îndeamnă Scriptura să cercetăm. Credința adevărată cercetează, caută, caută soluții, îl caută pe Dumnezeu. Credința adevărată începe să citească și ceea ce nu a citit până acum. Pune mâna pe Biblie. Nu mai ignora atâta vreme. Ai auzit atâtea bârfe despre ea, ai auzit atâtea cuvinte urâte despre ea. De ce crezi pe oamenii ăia care vorbesc așa urât despre Biblie? Mă las căule, mi au zis într-o zi secretarul de partid, care era șeful meu, m au pus față în față cu el, biroul meu cu biroul lui, măi să-mi aduce o Biblie, zice că ăștia de la partid ne-au dat sarcină să citim Biblia. I am zis, slavă, domnul în sfârșit partidul a dat o poruncă serioasă și am dus Biblie la tovarășul Popescu. Peste câteva zile l-am întrebat dacă citi ceva zice, bă, nu pot să citesc, bă, că e așa, scris mărunt, zice, și e o carte mare, mă, Domnule, zice, dar în bibliotecă e la mine, zice, arată extraordinar. Când vine cineva la mine, zice, e, e, e terminat când vede Biblia în biblioteca mea. Nu peste multe zile mi-au spus, zice, auzi, tu ești cam uh, anacronic în societatea asta, zice, în care noi trăim, dar nu mai spuneți, tovarășul Popescu. Dar ce vrei să spuneți cu asta? Păi zice, domne, cum ai poți tu să crezi toate poveștile astea care scrie Biblia voastră? Și am spus, puteți să-mi spuneți una? Ce pus să se scalpe Păi zice, nu, nu mi-aduc aminte acum. Zice, așa cum ți-am zis, n-am citit încă din Biblia asta ta. Zice, da, așa spune lumea. să tovarăș tovarășul Popescu în metale, un tip anacronic în această societate în care noi trăim. Toată lumea citește înainte să vorbească. Numai tale vorbești fără să citești. Nu te documentezi și începi să, să emiți teorii. Pune-te, domnule, și citește și până mă discutăm. Nu a citit niciodată. Ascultă-mă, credința adevărată cercetează, ok? Asta cercetează. Asta citește și Biblia, ok? Asta vine și la biserică. Asta ascultă și un predicator din ăsta insolent ca mine. Pentru că asta vrea să știe care este adevărul cu viața lui. Vrea să știe încotro se duce lumea asta, ok? Credința adevărată cercetează, întreabă. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este, ce se întâmplă, ce cu larma asta, unde se duce atâta mulțime ce cu gălăgia asta din jur? Și au spus, trece Iisus Hristos, fiul, din, fiul lui David, din Nazaret, foarte multă lume îl urmează. El asta aștepta. Pe ăsta îl aștepta el. Asta era ținta cercetării lui stăruitoare. Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. La al treilea rând, credința care te mântuiește este o credință care se roagă. Este o credință care se roagă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, a strigat orbul acesta. ascultă mă bine, până nu renunți la mândria aia prostească, așa, și până nu te prăbușești în genunchi, așa să nu te vadă nimeni, ok? Că nu trebuie să faci spectacol din treaba asta. În România, în timpul iernii, erau evangelizări. Și țin minte o frază care o spuneam de foarte multe ori la evanghelizări, le spuneam oamenilor provocându și spuneam cam așa, nu trebuie să mă crezi pe mine, dar dacă vrei să știi că Dumnezeu există, că te iubește și are un plan cu viața ta, în seara asta când te duci acasă, în ușa după tine, pune-te pe genunchi și roagă-te, ok? Dacă Dumnezeu din ceruri nu-ți răspunde rugăciunii tale și nu se întâmplă nimic, cu tine rămâi mai departe ateu dar pentru că sunt sigur că în cer este cineva care te iubește, care vrea să schimbe viața, într-un fel sau altul va răspunde rugăciunii tale. Te va transforma, te va schimba. Credința adevărată care te mântuiește este o credință care se roagă. Când a fost ultima dată când te-ai rugat? A, nu, așa s-audă alții. Nu la biserică, să faci un show de spiritualitate. Nu, așa singur. Să încui ușa după tine să nu te audă numai Dumnezeu. Și să spui lucrurile acelea care n-ai vrea să le audă nimeni în afară de el. Nici măcar nevastă ta, nici măcar copiii tăi. Și să le spui, Doamne, uite cine sunt. Am avut aproape 20 de ani, încă nu aveam 20 de ani. Mai erau vreo două, trei luni de zile. Când am îngenuncat într-o seară, într-un grup de studenți care studiau Biblia, am îngenuncat într-un colț și pentru prima dată în viața mea m-am rugat și am spus, Doamne Dumnezeule, dacă poți, ceva, poți să faci ceva din viața asta, să o dau toată ție acum. Credința care te va transforma, credința care te va mântui, este credința care se va ruga. Nu șer să faci o demonstrație în seara asta, cu toate că poate că n-aș strica să vă invităm aici în față, să, dacă vreți să vă pocăiți, să veniți, să ne rugăm. La o evangelizare în Republica Moldova, Ba, era, cred că în Ucraina a fost, era Rusia pe vremea aceea, Uniunea Sovietică a lui Gorbaciov, 88, 1988. Am predicat într-o biserică uh, foarte mare și la terminarea predicii s-a ridicat după mine uh, pastorul bisericii și a spus cei care vor să se pocăiască să vină aici în față acum imediat. Nu a asta nu mă așteptam să vină cineva, nu? Nu credeam că oamenii ăștia au înțeles exact ce am spus eu, că vorbeau mai mult rusește decât românește, n-am avut interpret. Dar spre mirarea mea au venit probabil 30-40 de oameni, cine știe, foarte mulți. Și atunci am văzut ceea ce n-am văzut niciodată în viața mea, păstorul a luat microfonul de la Anvon, s-a dus în față la fiecare, i-a pus microfonul la gură și la a pus să se roage rugăciunea de pocăință, să-și mărturisească păcatele în public. Dacă la România îi faci o chestie de asta, cred că te-ar bate, te -ar scoate afară, dar nu, la, nu, nu, în Moldova, nu în Rusia. Ne-am să uit niciodată un fost ofițer superior rus. Rușii sunt așa de mândri de gradele lor militare că păstrează hainele alea militare, mai ales vestoanele, toată viața. Și tot pieptul lui de jos până, de sus până jos erau numai medaliile care el le-a câștigat. Le poartă până în ultima zi din viață. Oamenii respectă pe oamenii ăștia pe stradă când îi văd ce mari eroi au fost și ce grade au. Și au pus microfonul la gură la unul din ăsta. Doamne Iisuse, ce am auzit? A cerut iertare lui Dumnezeu că a fost rău mitocan și imbecil cu soldații. A înșelat-o pe nevastă-sa și a bătut copiii. A fost un bețiv ordinar. A, a spus niște lucruri care m-au îngrozit. Dar omul ăla se pocăia. Se pocăia. Omul ăla se ruga. În Kentucky este o trezire spirituală. Eu am participat la o asemenea trezire spirituală în Wheaton, Illinois. La Biserica Campusului universitar a pornit o trezire spirituală de acest gen. Dar ceva care eu n-am văzut niciodată în viața mea până atunci și uh, m-aș bucura foarte mult să văd la române așa ceva. Trezirea aia spirituală a durat probabil o lună de zile, în care zi și noapte uh, au venit oameni și s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Și de o parte și de alta în amvonului erau două containere de gunoi. Două containere de gunoi din alea mari. Și veneau studenții și se stau la coadă uneori, o ore în șir, se stau la coadă cu plasele în mână, își aruncau sticlele de băutură, filmele pornografice, revistele pornografice, le aruncau acolo înaintea lui Dumnezeu și le își mărturiseau păcatele la microfonul la care ajungeau. Eu cred într-o trezire spirituală și eu aștept. Dar ceva de genul ăsta, rugăciunea, pocăinței adevărate care mărturisește și se leapă de, de, păcat. Și se leapă de, de păcat. Altfel, este un alt show creștinesc și nu s-a întâmplat nimic cu cel care se pocăiește. În al cincilea rând, în al patrulea rând, credința care te mântuiește este o credință care luptă pentru rezultate. Întotdeauna vor fi binevoitori care vor spune ce te-a pucat mai, stai cu minte, vezi de treabă, ce până acum n-ai fost om între oameni, ce ai dat foc la casa cuiva, ai omorât, n-ai omorât pe nimeni, ești și tu normal ca noi toți ceilalți, ce te-a pucat să strigi așa, ce te-a pucat cu pocăința asta acum, E, când știi că ești păcătos și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, când știi că ești orb și ai nevoie să vezi, atunci strigi. Nu l-au putut opri. Și omul să striga și mai tare pentru că el nu voia să scape pe Isus și să rămână mai departe un orb. El nu voia să plece mai departe un nenorocit cum a fost până atunci. Când vine o schimbare de genul ăsta în viața ta, vrei să pleci schimbat de la biserică. Vom studia foarte curând despre cele 10 uh, urgii care s-au abătut peste Egipt. Este una dintre urgiile astea uh, foarte interesantă. Au venit broaștele peste toată țara lui Faraon. Și erau broaște, spune Sfânta Scriptură, peste tot, în paturile oamenilor, în, în covata în care uh, pregăteau pâinea, ok? Intrau broaștele, nu, nu, se mai putea trăi. Mureau și miroseau cumplit în toată, în toată țara. Și faraon disperat în situația aceea l-a chemat pe Moise. Și Moise ne întreabă, când vrei să mă rog să plece broaștele? Și ăsta zice, mâine. <laughs> ăsta mai voia să dormă o noapte cu broaștele în pat. Însă mai voia încă o noapte cu, cu broaștele. mintea sa omenească este foarte ciudată. În loc să îi spun, rainau, right now, scapă-mă chiar acum de ele, rogă-te lui Dumnezeu să mă scape de ele. Când vrei să te scape Dumnezeu de păcate? Mâine? Mai vrei să te îmbeți odată în noaptea asta, nu? Vrei să ți-ai rămas bun de la lumea asta, nu? Sau ce vrei? Până când vrei să le duci? Ascultă-mă bine, Isus este aici, este aproape, vină la El, roagă-te astăzi, El astăzi te poate scăpa de păcatele tale, El astăzi te poate curăța, El astăzi poate schimba viața ta. Nu lăsa pe mâine. În al cincilea rând este credința care își exprimă nevoia sa supremă. Asta este credința care mântuiește. Ce vrei să-ți fac? Doamne, am auzit că americanii au făcut niște invenții cu niște transistori, așa că îți bagă prin cap și încep să vezi câte ceva. N-ai putea să-mi faci o cunoștință cu vreunul din ăsta? Doamne, am auzit că ăștia au niște câini dresați, așa de buni, care îi ajută pe orb, domnule, te ții de câinele ăla și te duce unde vrea. Unde vrea câinele, nu unde vrei tu. Asta nu cere îmbunătățiri. Nu cere aparate, nu cere un toiac din ăla electronic cum au orbit de astăzi știu cam unde i peretele, nu să nu se lovească de el. Ăsta nu cere altceva, cere exact ce are el nevoie. Vreau să văd. Nu vreau îmbunătățiri, nu vreau uh, schimbări pe aici colea, prin punctele esențiale. Vreau o schimbare totală. Vreau să fiu normal ca toți oamenii normali, vreau să văd. În seara asta dacă ai venit la Isus, tu nu ai nevoie să fii un om mai drăguț, mai politicos, cu nevasta, mai îngăduitor cu copii, mai băiat de treabă la servici. Nu! Dumnezeu nu are nevoie să facă îmbunătățiri are nevoie de o schimbare radicală în viața ta. Tu trebuie să te naști din nou, așa cum ești, nu ești bun înaintea lui Dumnezeu și poți să fii născut din nou, right now, în seara asta. Cere schimbare radicală de la Domnul dacă vii, pentru că aceasta este credința care te mântuiește. Exprimă-ți uh, nevoia aceasta supremă cât mai clar și simplu. Doamne, vreau să văd, vreau să mă mântuiești, vreau să mă schimbi, vreau să-l faci un om nou. Și ultimul lucru care vreau să spun în această seară, credința care te mântuiește este credința care îl urmează pe urmă, pe Isus toată viața. Omul ăsta și-a părăsit meseria de cercetător, l-a luat pe Isus ca și Domnul vieții sale și l-a urmat pe Domnul, a slăvit pe Dumnezeu pentru minunea pe care a experimentat-o și l-a urmat pe Domnul Isus Hristos de acum încolo. Vreau să închei cu o ilustrație care vede din scriptură. A venit un om la Domnul Isus cu un fiu care era îndrăcit. Și prima dată s-a dus la apostol cu el, apostolii n-au putut face nimic. Putem să citim lucrul ăsta în Marcu, capitolul 9. Isus a supărat puțin pe ucenici, la un moment dat a spus niște fraze destul de serioase, tulburătoare, o neam necredincios, le-a zis el. Și ucenicii erau din neamul ăsta necredincioși. Până când voi fi cu voi? Până când vă, voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus uh, i-a spus bărbatul acesta, bărbatul acestea, uh, tu zici, dacă poți? Sigur că pot. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Știți ce a spus omul ăsta? Și probabil că fraza asta rezonează cu fiecare dintre noi. Omul acesta a spus, cred, Doamne, și cred că s-a făcut așa o pauză și a făcut o autoanaliză și a zis, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Știți că aici, uh, ne aflăm fiecare dintre noi și asta în fiecare zi? Unul dintre filozofii creștini a spus că Dumnezeu ne oferă prea puțin ca să fim siguri, dar suficient ca să putem crede. Ne oferă suficient ca să putem crede, dar prea puțin ca să fim siguri, să nu avem. Și atunci trăim între cred, Doamne, și dintr-o dată ne îngrozim și spunem, ajută-ne credințe mele, Doamne. Dăm o mână de ajutor, Doamne. Pentru că vreau în seara asta să cred că pot să fiu vindecat de boala și neputința care o am. Doamne, ajută necredințe mele pentru că vreau să fiu iertat de păcatele care le car după mine de atâta vreme. Doamne, ajută neputințe mele pentru că m-am săturat și eu de omul ăsta vechi și rău. Ajută-ne putințe mele. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Și cred că nu se supără frații. Dacă este cineva care are nevoie în mod special să ne rugăm pentru el în timpul acestei rugăciuni, veniți aici în față, frații păstori, să vă ruga pentru dumneavoastră. Dar vă rog, nu plecați acasă cu vechile dureri și păcate. Nu plecați la uncă o noapte cu broaștele astea mizerabile ale păcatului. Haideți să ne rugăm cu toții!